vezi cu Radu. Văd pe Radu cu fața aceea. Da, e, de aproape la fel, vezi? Doar așa un pic de zăpadă. Nu știu dacă cineva își mai aduce aminte, împreună cu Mona am prezentat jurnalele de știri. Da, asta vreau să spun și era eu. Cuplu de două fete. Unic în România, da, cred. Și avem niște, sunt niște înregistrări memorabile cu explozii de râs la finalul jurnalului. Eu am spus de foarte multe ori că am putea să scriem o carte. Nu am putea, cred că ar trebui să scriem o carte cu toate momentele din spatele camerei pe care ni le povestim când ne întâlnim, dar sunt fabuloase pentru că niciodată nu se vedea asta. Oricât de mult ne uitam noi pe urmă la înregistrare să vedem cât s-a văzut, cât am râs. Dar erau, au fost momente pe care, care pe noi ne-au ajutat foarte mult să creștem, pentru că erau alte condiții complet. Mi-aduc aminte că ne-a căzut lumina la început, cădea lumina în cartier, pica lumina și în studio și se ducea totul, nu mai vedeai unde să citești, pe prompter nu mai exista, te căutai pe hârtii, sau că mi-a căzut prompterul și calculatorul cu două minute înainte să intru în emisie și a trebuit să adunăm hârtiile din că noi le scriam, nu știți, se scriau la mașina de scris, adică nu exista calculator. Se dactilografiau. Și înainte erau scrise de reporteri pe hârtie, noi le corectam și după aia le aruncam frumos la coș și le băga o doamnă. Doamna Flori. Monica de la prompter. Pe mine mă jurau de fiecare dată. Am un scris. Și citeam, mă chema și ținea linia așa pe fiecare rând. Capri mi se spunea de la căprioară. În antenă eram, ziceau ei ca o căprioară, aveam părul roșcat până aici, îmi făceam și două cozi împletite, bocăncei. Iar roșcat, și încercam să fiu peste tot în același timp. Și mă striga, și punea ochelarii așa pe nas, ce ai vrut să scriești că nu mai avea niciun sens? Ei, stai că vă explic, aranjăm, facem. Deci, eram o familie, în mod evident eram o familie, cu toate suntem, la un loc. Suntem o familie. Suntem, da, dar un pic mai depărtată. Numai că atunci aveam alte vârste, aveam 18, 19, maxim 20. Și suntem mult mai mulți decât eram atunci, Andreea. Suntem mult mai mulți, acum facem mult mai multe lucruri, am dezvoltat foarte mult trustul, dar atunci eram realmente o mână de oameni. Atunci era Jurnalul Național și era și Radio Roman. Antic. Nu? Toți împreună, era ceva? Țin minte, nu, București, da, Ploiești, da, la etaj eram 25, toți, 27. Apărea Marius Tucă și Jurnalul Național. Sigur. Am sigur. În stâng-